Fără armistițiu de Crăciun în Hong Kong, unde au avut loc noi confruntări între protestatari și forțele de ordine, poliția a arestat și folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa pe protestatari, care solicită mai multă democrație și denunță implicarea din ce în ce mai mare a Chinei asupra fostei colonii britanice. Acest val de proteste, fără precedent, durează de mai bine de 6 luni. Protestatarii au invadat de asemenea un mall pentru a-și face vocea auzită, iar un restaurant din Hong Kong le-a oferit de mâncare. Cu o zi înainte, centrul orașului fusese scena unor confruntări și mai violente. Șeful executivului local i-a acuzat pe manifestanți că au stricat atmosfera festivă și că au făcut rău comercianților.